Salut, sunt Robert și am avut acum ceva timp o idee pentru un tort și pentru tortul ăsta căutam un anumit tip de blat și în căutările mele am dat peste blatul pe care îl vom face astăzi și foarte rapid m-am îndrăgostit de el și a devenit unul dintre preferatele mele, blaturile mele preferate, pentru ușurința cu care se face și pentru gustul foarte bun pe care îl are. Și la tort mai am de lucru până să iasă așa cum vreau eu, dar am zis să vă arăt între timp blatul de care sigur o să vă îndrăgostiți și voi și o să-l faceți foarte des. Așadar, facem un blat umed cu ciocolată albă și o să vedeți că se face super, super ușor. Într-un bol am pus 180 de grame de unt, 240 de grame de ciocolată albă, 100 de grame de zahăr și adaug 180 de grame de lapte. Pur și simplu toate într-un bol. Pe baie de aburi o să le încălzesc până când se topește toată ciocolata și se omogenizează amestecul ăsta. După ce s-a topit ciocolata, dacă ați avut grijă și n-ați încălzit amestecul ăsta prea tare, puteți să continuați direct. Dacă n-ați avut grijă și l-ați înfierbântat prea tare, trebuie să lăsați un pic să se răcorească. Și o să continuăm cu două ouă și o esență de vanilie sau niște vanilie. Amestecăm și integrăm ouăle în. După care adăugăm ingredientele uscate, 280 de grame de făină și 6 grame de praf de copt, pe care le-am pus într-un bol mai mic și le-am amestecat bine. Pur și simplu le torn peste ciocolată și amestec cu o spatulă. E posibil ca amestecul ăsta să pară puțin brânzit, așa, sau nu știu cum să explic, să aibă niște cocoloașe, nu vă speriați prea tare, e ok, e normal. Aici încercăm să amestecăm cât mai puțin, adică doar până la integrarea făinii în ingredientele umede. Nu vrem să amestecăm foarte mult. După cum vedeți, o textură, cum am zis, așa mai brânzoasă sau așa iese. Bine, într-o tavă de 20 de centimetri, în care am pus, pe baza cărei am pus hârtie de copt, și punem în cuptor la 175 de grade, fără ventilație, jumătate de oră sau asta cu timpul tot timpul. În funcție de cuptor, vedeți și voi, băgați o scobitoare în blat și când iese scobitoarea curată, e gata blatul. După ce s-a coblatul, acoperiți tava cu folie alimentară sau cu un capac ceva și lăsați blatul să se răcească complet înainte de a-l felia. Și după cum vedeți, e suficient pentru 3 felii de tort destul de groase, plus un capac din care eventual puteți face cake pops. Neapărat să-l încercați, e un blat foarte, foarte bun și umed, nu necesită însiropare, e super, mie îmi place foarte mult. Și după cum am promis, o rețetă foarte rapidă. Mersi că v-ați uitat, ne vedem data viitoare. Pa, pa!